Bună, dragilor! Eu sunt Stella Stratulat, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă prezint o rețetă așa mai light, mai dietetică, deci gătim pizza fără blat. Este o pizza foarte gustoasă, uitați-vă cât de bine se prezintă. Haideți să vedeți cum puteți prepara și dumneavoastră această pizza când o mâncați fără să aveți mustrări de conștiință că vă îngrășați. Primul pas este să pregătim baza acestei pizza fără blat, deci eu voi folosi cartoful dulce. Avem aici 1 kg de cartof dulce. Cătălin mă ajută cu răzătoarea, mă dă în răzătoare. Între timp eu pregătesc vânăta. Puteți să pregătiți alt fel de topping ce vă place dumneavoastră. Eu așa doar sugestiv, important la această rețetă este, să-i spunem, baza, blatul. Dar ce puneți pe el este la alegerea dumneavoastră. Eu am să o fac cu legume, dar puteți să o faceți și cu ceva carne. Deci pregătesc vânăta cu bulețe. Acum vom sorta vânăta, deci eu am tocat 2 vinete, că vom face o pizza mare într-o tavă. Am pus un pic de ulei. Pregătim acum 500 de grame de cașcaval. Este un cașcaval mai tare, raviera. Graviera. Așa, pe care noi îl folosim astăzi. Dar puteți folosi orice fel de cașcaval care vă place. Venim cu sare și usturoi. Eu am pus 4 cățele de usturoi. Amestecăm un pic. Este gata. Pregătim și roșia. Eu o toc cu bulețe, dar puteți să o tocați cum vă place. Nu este o regulă. Așa. Și mai pregătim și un ardei. Eu am să folosesc ardei din ăștia marinați. Puteți folosi orice fel de topping-uri vă plac, v-am zis, noi facem o pizza cu legume. Iubesc ardei aceștia și în salate și în general așa. Îmi plac foarte mult. Așa, și acum trecem să montăm pizza. Așa, venim cu sare în cartoful ăsta dulce. Jumătate din cantitatea de cașcaval, 4 ouă, asta la noi este baza, ați înțeles, da? Blatul de pizza, să-i spunem așa. Și acum amestecăm toate aceste ingrediente, chiar le strivesc un pic, în felul acesta le putem amesteca mult mai bine. Montăm pizza noastră. Eu o montez într-o tavă, dar puteți să o faceți și rotundă. Eu am ales ca să fac una mare, dar puteți face 2 mici dacă le faceți rotunde. O presăm atunci când o aranjăm. Fie foarte bine presată. Așa. Venim acum cu restul de cașcaval. Fără sos de roșii lucrăm, dar avem roșii așa. Dăm bunătatea
cuptorul între timp se pune la încălzit la 250 de grade. Așa, ne cerem scuze, căței noștri de la vecini de aici s-aud. Aici suntem la țară. Suntem cu geamul deschis și s-aud căței de afară. Dăm și restul de legume. Venim cu roșii. Cu ardei. Ce colorată e. Este o pizza care o mănânci și n-ai mustrări de conștiință că mănânci pizza. Că de la ea nu te îngrași. O pizza dietetică. Exact. După sărbători e tot mai bună, după sarmale și după dulciuri care le-am consumat în perioada sărbătorilor. Acum mâncăm și noi ceva mai light. Venim și cu porumb. În felul acesta ochii se bucură că este foarte colorat. Și merge la cuptor la 250 de grade pentru maxim 10-13 minute maxim. Și acum vom porționa pizza noastră. Mirosul este exact cum miroase pizza, nici nu ziceți că este pizza fără blat. Este o pizza mai dietetică și foarte gustoasă. După sărbători este tocmai bună, după ce ne-am umplut cu sarmale. Acum trecem la mâncăruri un pic mai puțin calorice. Și cum probabil cunoașteți mulți, cartoful dulce are mai puține calorii și e și foarte gustos. Și acum am să merg așa, am să le fac triunghiuri. Sunteți curioși să vedeți cum arată o felie. Ia uitați-vă cât de bine. Vedeți, să întoarcem și așa. Vedeți? Este perfectă, exact cum trebuie să arate o pizza, nici nu ziceți că nu este pizza cu blat. Și gustul vă garantez că este un gust foarte bun. Aveți încredere în această rețetă, eu vă recomand cu drag să o gătiți. Vă mulțumesc, dragilor, că ați fost cu mine și de această dată și ne revedem la rețeta următoare. V-am pupat!